În ședința sa săptămânală, care se desfășoară în fiecare zi de joi, guvernul a luat unele măsuri care să intre în vigoare la ieșirea României din starea de urgență. Printre acestea se află și unele cu caracter social, cum ar fi asigurarea de tablete pentru elevii care nu au acces la tehnologia IT sau distribuirea de măști de protecție pentru persoanele nevoiașe. Am luat câteva decizii pe care trebuie să vi le comunic și trebuie puse în practică. Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din fondul de rezervă al guvernului pentru susținerea achiziției de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online din cauza faptului că nu dețin calculatoare sau tablete. De asemenea, tot din fondul de rezervă al guvernului, am luat decizia de a susține cheltuielile necesare pentru distribuirea de măști pentru persoanele care sunt vulnerabile, se află sub incidența prevederilor legii privind venitul minim garantat. În cadrul aceleiași ședințe, premierul a mai solicitat ministerelor elaborarea de seturi de măsuri pentru prelungirea unor acte normative să fie valabile și după ieșirea din starea de urgență, precum șomajul tehnic și concediile părinților pentru supravegherea copiilor. Solicit fiecărui minister și fiecărei agenții din coordonarea și subordinea ministerelor prezentarea propunerilor pentru acest act normativ privitor la trecerea de la starea de urgență la starea de alertă și de asemenea stabilirea măsurilor pe care le vom prelungi și după finalizarea stării de urgență. De exemplu, domnul ministru Alexandru, cum am discutat, prelungirea șomajului tehnic pentru companiile care încă sunt sub restricție sau pentru companiile care încă din motive obiective nu pot să își pornesc activitatea. Sigur, concediul pentru părinți care trebuie prelungit până la finalul anului școlar, sunt multe alte prevederi care trebuie prelungite și dincolo de situația de urgență. Ludovic Orban a mai anunțat și că va fi finalizat planul privind modul de desfășurare al activității în companiile care își vor relua funcționarea imediat după ieșirea din starea de urgență. Finalizăm elaborarea setului de măsuri și de reguli care trebuie respectate cu privire la fiecare activitate economică pentru care se vor ridica restricțiile. Aici este vorba de transportul public, este vorba de comerț, este vorba de activitatea din frizerii, coafururi, în general centrele de frumusețe și de îngrijire. Este vorba de cabinetele stomatologice, este vorba de măsuri de organizare a spațiilor de birouri din instituții publice și din companii private, cu toate măsurile aferente. Conform primului ministru, toate măsurile propuse vor fi finalizate până la viitoarea ședință de guvern, programată pentru joi, 14 mai, zi la sfârșitul căreia România va ieși din starea de urgență și va intra în cea de alertă.